Polițiștii au organizat și desfășurat un număr de 5 percheziții domiciliare, atât pe raza județului Craiova Severin, cât și pe raza județului Hunedoara, în urma cărora au fost ridicate documente, utilaje, piese auto, dar și suma de 11.800 de lei. Principalii suspecți, doi bărbați în vârstă de 31, respectiv 35 de ani, au fost prinși în flagrant în județul Sibiu, în timp ce sub identități false și prin atribuirea unei calități de reprezentant al unei societăți din Hunedoara, încercau achiziționarea de noi utilaje și piese auto. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prejudiciul în acest dosar fiind de aproximativ 1.000.000 de lei. Cei doi suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentanți instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Spuneți-ne ce s-a întâmplat în urma întrevederii cu oamenii legii. Parchetul pentru tribunalul Craiova Severin a cerut arestarea a doi inculpați, Lance și Ghimboasă, din Neablanița, respectiv din Drobeta Turnul Severin. Parchetul a spus că aceștia ar fi săvârșit infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru care încadrarea este între 10 și 20 de ani. Și a cerut arestarea preventivă pe termen de 29 de zile la Tribunalul Craiova Severin. În urma deliberării și în urma motivelor pe care noi le-am invocat în fața instanței, arătând că aceste infracțiuni nu se conturează și că lipsesc atât latura obiectivă cât și subiectivă a infracțiunii de disfăciune cu consecințe deosebit de grave, fiindcă vorbim de infracțiune cu încadrare enorm de mare, Tribunalul Craiova Severin a ascultat argumentele noastre și, bineînțeles, pe fond, a respins propunerea parchetului și a luat decizia ca cei doi inculpați să nu părăsească țara pe o perioadă de 29 de zile, decizie pe care noi, cum a fost normal, nu am contestat-o cu recurs. Parchetul a avut termen legal de 24 de ore pentru a declara recurs în acest dosar. Inculpații vor fi pus la ora 21:10 în libertate la Poliția Reșița. Spuneți-mi, vă rog, de ce se fac vinovați sau de ce sunt acuzați? Clienții mei amândoi sunt acuzați de infracțiunea de înșelăciune constituită deosebit de grave. Dar, în opinia mea, vorbind de o cauză comercială, nici de cum penală, am arătat și am demontat practic toate probele aduse de parchet până în momentul de față în dosar. Bineînțeles că parchetul poate să facă ce acuzare doresc noi,
bineînțeles, facem orice acuzare, orice apărare credem de cuvință. Bineînțeles că am arătat din instanța de judecată toate aceste argumente, toate aceste aspecte, iar instanța de judecată ne-a dat nouă dreptate respingând această propunere cu o interdicție, spun eu, ce se regăsește în cod de procedură penală în speță de a nu părăsi țara. Fac precizarea că în momentul de față urmărirea penală va continua, bineînțeles, la acest dosar, cu inculpații în starea de libertate, adică în starea de normalitate a României anului 2013, o țară membră a Comunității Europene. Spuneți-mi, vă rog, știu că e vorba despre sume destul de mari, chiar foarte mari. Cam la ce valoare se ridică prejudiciul invocat de către cei de la Procuratură? Până în momentul de față nu pot spune un prejudiciu cert, prejudiciu exigibil, de care se poate discuta. Oricum vorbim de miliarde de lei, vechi miliarde de lei bune, dar, în opinia mea, infracțiunile nu se conturează în momentul de față. Și, prin apărarea făcută, am demontat, practic, aceste acuzații, arătând că doar în momentul de față, fiindcă acesta este cel mai important lucru, nu prezintă un pericol social concret pentru ordinea publică și mai mult decât atât, cum a arătat parchetul, nu încearcă și din nicio probă nu rezultă că ar dori să zădărnicească aflarea adevărului în dosar, fiindcă una din motivele pentru care parchetul a cerut arestarea a fost că a încercat să influențeze probele în acest dosar. Dar parchetul trebuie să și dovedească că inculpații ar încerca să influențeze martori, experți sau părți vătămate din acest dosar, dar până în momentul de față acest lucru nu a fost dovedit. Bineînțeles că eu, ca apărător ales, am încercat să găsesc toate chichițele de crimele avocățești referitor la apărarea clienților mei și bineînțeles că am făcut o apărare care cu siguranță a dat roade. Doar din punct de vedere a clientului meu.